Salutare și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Astăzi vă voi arăta cum să faceți un server de Minecraft foarte ușor și foarte simplu. De data asta un server vanilla și data viitoare vă voi arăta cum să facem un server bucket. Bun. Acum, intrați pe Chrome. Deci vă arăt în general de unde să luați serverul. De pe minecraft.net. Așa, dăm la prima. Și vedeți aici download it here. Așa. Și găsiți aici multiplayer server și normal downloadați chestia asta. Dar eu am încercat să fac un tutorial cu instal în chestia asta, dar se pare că e bugat. Nu merge pentru mine, deci așa că voi face un tutorial cu tot Minecraft 1.7, dar e 1.7.2. Vă las download în descriere în caz de nu merge și chestia aia pentru voi. Vă luați pe asta, este același server. Numai că Minecraft 1.7.10 a băgat ăștia nu știu ce EU la, mă rog, niște, cum se zice, niște cereri de astea de acord, nu știu, cu să nu faci bani după Minecraft sau chestii de astea. Da, deci, tutorialul va fi același. Deci, dați dublu click pe asta, dar mai înainte o puneți într-un folder. Deci, după ce descărcați, server, așa, puneți într-un folder, dați dublu click pe ea. Și așteptați. Se va face toate chestiile astea. Vedeți, să vi se face în folder toate chestiile astea. Aici nu știu de ce ne arată consola. Este un bug de la ei. Așa au făcut serverul. Scrieți aici stop și așteptați să se închidă. Când va fi gata, se va și închide. Trebuie să spawneze lume. Hai, frate. Așa, eu voi pune o pauză până se închide. Ok, după ce vi s-a închis, v-a arătat ceva de genul așa, toată chestia asta. Acum, hai să vă arăt cum băgați o hartă. Deci să ziceți că vreți să băgați o hartă în server, da? Asta e harta care ne-a spawnat el automat. Eu nu o vreau, deci o să o șterg. Pe asta o copiați voi în altă parte, o redenumiți. Să zicem că vreți să băgați harta care am făcut-o eu, custom map. O puneți aici. Și puteți să o redenumiți WORLD și gata, o va lua. Sau pur și simplu îi dați un nume și intrați aici la server. Observați aici la server. Și căutați aici level name și schimbați aici numele și numele de aici trebuie să corespundă cu numele care o aveți voi la hartă. Foarte simplu. Bun. Acum hai să vă arăt cum să setați. De obicei astea de aici le lăsați așa cum sunt. Și asta dacă vreți să fie nether pe hartă. Deci dacă nu vreți să fie nether pe hartă, o schimbați pe fals. Aici este numele. Ăsta lăsați-l fals. Ăsta lăsați-l fals. Astea sunt anti-cheat. Ceva de genul. Aici dacă vreți să se scrie achievement-urile când zice, de exemplu, a lua lemn sau chestii de astea, puteți să lăsați true. Dacă vreți să nu se afișeze în chat toate prostiile astea, lăsați fals. Puneți fals de fapt. Aici lăsați normal. Aici este portul serverului. Deci lângă IP bla 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 aia două puncte, mă rog. Dacă vreți să schimbați aici, va trebui să pună și două puncte și portul de aici. Dacă lăsați așa, va trebui să pune decât IP-ul. Deci eu consider să lăsați așa. Asta lăsați așa, nu vă interesează. Level seed-ul. Dacă vreți să faceți o mapă după un anumit seed, treceți aici. Altceva nu cred că ar mai fi aici. Aici a fost game mode. Dacă vreți să puneți un player în game mode 2, game mode 1, pardon, adică în game mode. Dacă nu, ce mai e pe aici? Server IP, asta nu trebuie să scrieți nimic. Asta e înălțimea maximă la care se poate construi. Dacă vreți să o micșorați, treaba voastră. Dacă vreți să se spawneze NPC-uri. Dacă vreți să aveți whitelist, whitelist-ul este o listă în care doar anumiți player cu anumite nume pot intra pe server. De exemplu, dacă scrieți aici, nu știu, ABCD și puneți, salvați, și puneți aici whitelist fal, true, nu mai știu unde e. Aici, true, decât ABCD va putea intra pe server. Aici, dacă vreți să se spawneze animale, hardcore-ul, dacă vreți să fie hardcore harta, puneți aici true.
Să vedem ce mai aici. Online mod aici neapărat să fie false, decât dacă toți prietenii au conturi de Minecraft și jucați pe true. Resurs pe cum nu vă interesează, PvP-ul, dacă vreți să fie PvP pe server sau nu, dificultatea, eu de obicei o pun pe 3 pentru că e dificultatea height și e mult mai amuzant să joci. Enable command block, eu vă sugerez să puneți asta pe true, pentru că dacă vrei să faceți ceva pe command block, să nu faceți mai târziu. Iar aici game mode, ce game mode vreți să se dea. Dacă aici puneți de exemplu game mode 1 și aici veți pune force game mode true, playerul ăla va avea game mode 1 de la început. Maxim de playeri, să spawneze monștri, deci dacă vreți să nu să vă spawneze monștri, puneți aici fals. Să se genereze structuri, structurile sunt villager-uri și chestii de astea. Asta nu prea știu ce e și aici este un mesaj drăguț care va fi afișat. Drăguț, așa. La server jos, când îl băgați la favorit. Bun, dăm salvare la asta. Iar acum hai să vă arăt o metodă prin care puteți să deschideți serverul pe mai mult RAM. Și anume, vă duceți în start, dați pe Notepad, dați să creați un Notepad și va fi în descriere un cod. Va fi ceva de genul ăsta, Java, bla bla bla. Aici la nume treceți Minecraft underline server punct 1.7.2. Vedeți chestia asta de aici, numele ăsta punct exe, pentru că este executabil. Și practic asta vă permite să deschideți Minecraft pe un anumit ziceți anumit RAM. De exemplu, eu vreau să mi-l deschidă pe 1 giga de RAM server. Dacă vreați, de exemplu, pe 2 giga de RAM, treceați aici, nu știu cât e 2 giga, 2068 mi se pare, și aici tot 2068, deci și aici vă treceți numărul de RAM și vă va deschide serverul pe 2 giga de RAM. Este mult mai bine decât să deschide serverul așa, nu știu. Pac, deci salvare, o salvăm pe desktop, în server. Așa, și o salvați cu ce nume veți voi să start.bat, să fie neapărat .bat, vedeți? Bat. Și acum dacă dăm dublu click pe asta, observați că îmi va deschide serverul și va afișa și o consolă de data asta. Bun, s-a deschis pe numele world, bla bla bla, toate prostiile alea. Hai să intrăm pe el, unde mi-am pus Minecraft-ul. Stați să deschid Minecraft-ul și vă prind când le deschid. Ok, am deschis și Amachiu, ăsta, Amachiu, doamne, Minecraft-ul, sper să n-am lag. Acum am să vedem. Uitați serverul, vedeți că ne afișează la favorite, drăguț, cu playerii din el. Bineînțeles, când adăugați serverul la favorite, la voi, pentru că sunteți ownerul serverului, există două modalități. De fapt, sunt trei. Verificați mai întâi dacă aveți IP static. Dacă aveți IP static, vă treceți IP-ul ăsta aici dacă, și nu aveți nicio problemă. Dacă nu, va trebui să vă instalați Hamachiu și dați aici și dați la un create network. Să zicem că ăsta va fi network-ul. Oh, stați că 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh, nu se potrivește. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Asta va fi network-ul, de exemplu. Iar asta le veți da și prietenilor voștri să scrie, va da aici, da, va da join și le veți spune parola și vor intra și va fi ceva de genul ăsta, bine, dar prietenii mei sunt acum offline și îmi voi, vor vedea IP-ul ăsta de aici, am ăsta, ăsta 25126, ăsta va trebui să scrie aici, deci 25.126.229.24. Și vedeți că apare server la favorite. Dar voi că aveți serverul, puteți să dați la adaugă server și să scrieți local host și vă va apărea server. Acum hai să intrăm pe el, sper să n-am lag. Da, există exact unde l-am lăsat tutorial. Și vedeți că funcționează. Da? Păi, cam asta a fost pentru astăzi. Ne vedem data viitoare. Sper că v-a plăcut. Link-uri vor fi în descriere. Și vedeți, uitați, ne apare și în consola, da, un full frame mouse. Când intră un player pe server, când iese un player după server,
toate chestiile astea, dacă scriem aici stop, vedeți că se salvează toate astea și s-a și terminat. Și mai dăm un enter. Păi cam asta a fost pentru astăzi, sper că v-a ajutat. Ne vedem data viitoare. Când vom face un server bucket, ăla va fi puțin mai greuț. Pa, pa!